Conferință de presă aseară la Clubul Astra înaintea partidei de la Giurgiu cu formația din Craiova. Conducerea clubului l-a prezentat pe noul său atacant, Daniel Nicolae, iar Șumudic a făcut precizări despre situația clubului și despre următoarele partide, pe larg în declarațiile care urmează. Bună seara! A fost o decizie grea de luat. Plecasem pe un drum în vară. Bine, s-a plecat pe drumul acesta greșit de mai mult timp, din păcate. Am zis că voi juca, că voi rămâne doar la Rapid, însă toată lumea, familie, prieteni apropiați, suporteri m-au sfătuit să continui, ținând cont de situația în care în situația Rapidului. Sunt persoane acolo cu care nu mai putem colabora. Cu Șumi am vorbit încă de astă vară, despre o eventuală de a face treabă împreună, despre o eventuală de a lucra împreună la Astra. Mă bucur că am suțit până la urmă aici, mai bine mai târziu decât niciodată. Sperăm să facem treabă bună. Am venit la echipa de pe primul loc. Sperăm să o ținem tot așa și la finalul play-off-ului să rămânem tot pe primul loc. Ne puteți da și detalii contractuale? Cât ai semnat, cât rămân la Astra? Păi sunt multe pagini, am semnat pe fiecare dintre ele. Și a semnat până la finalul campionatului. Eu sper să obținem rezultate bune împreună. Suntem bucuroși că a venit aici. Sunt convins că la experiența pe care o are își va aduce substanțial valoarea la rezultatele echipei și eu sper să mai rămână și în continuare la Astra Giurgiu. Greu, mă cunosc foarte bine, știu de ceea ce am nevoie, de ce perioadă de timp am nevoie ca să pot reveni la o formă, la o formă bună, dar nu am pus deloc ghetele în cuiba, din contră m-am antrenat chiar cu Rapidul, am făcut și ceva mișcare, nu se compară antrenamentele niciodată cu meciurile oficiale, dar sper să-mi revin cât mai repede și să atâta timp când voi fi în programul echipei să pot rejuca. E ciudat pentru tine, nu știu, acasă să mai fie Giulești, tribuna în spate? E ciudat, dar sunt decizii în viață pe care trebuie să le iei câteodată și asta este. Mergem mai departe. Poate la anul va promova și Rapidul și vom avea o primă ligă mult mai competitivă. Fanii au fost tot timpul alături de mine, fiecare am jucat la Rapid, fiecare am jucat în străinătate, cu atât mai mult acum cât am făcut această alegere. Chiar ei m-au încurajat să merg mai departe, să-mi văd de drum, le mulțumesc pe această cale. În afara meciurilor de campionat pe care le vom avea aici, vom fi tot timpul suporteri Rapidului, chiar dacă vom încerca să ne facem treaba cât mai bine la Astra, sperăm să ieșim campion la finalul campionatului și personal îmi doresc ca Rapidul să promoveze la finalul acestui campionat de Liga 2. Noul tău antrenor spunea că în momentul în care va câștiga cele 3 trofee va pleca din campionatul românesc. Pentru tine cum va fi? Mai e mult până departe. N-am mai jucat un meci de mult timp și mi-e greu să mă gândesc la câștigarea tuturor celor 3 trofee. Însă îmi doresc să câștig fiecare meci în parte, să-mi aduc aportul la victorie după victorie la Astra și împreună cu ceilalți băieți să aducem, dacă se poate, cele 3 trofee. Însă, mai mult, ne așteaptă meciuri foarte grele, atât acum în campionatul regulat, cât și în play-off, dacă vom intra și cu siguranță sper din tot sufletul să intrăm. Și apoi le vom lua pe fiecare în parte. Au fost mai multe argumente în venirea mea aici, iar unele două dintre ele se află aici, în stânga mea. Atât antrenorul cât și președintele m-au dorit să fac parte din acest colectiv. Cunosc foarte mulți băieți, cu unii chiar am jucat cu unii ne cunoaștem de la echipa națională.
și acest lucru a înclinat balanța spre Astra. V-a fost greu să o convingeți să vină la echipă? Nu mi-a fost așa de greu. În ultimul timp mi-a fost greu vreo 3-4 luni, m-am rugat de el într-una din vară. Eu nici nu știu așa, parcă trăiesc un vis când mă uit în dreapta mea, nici nu știu, mă uit pe aici să nu văd alte culori, dar nu, pentru mine e, nu știu, onoare e mult spus, dar eu trăiesc un moment frumos și asta pe mine mă marchează pozitiv în cariera de antrenor, fiindcă eu sunt un tip dintr-o bucată și știți foarte bine că nu perii pe nimeni, dar atâta timp cât ai un astfel de jucător în lotul echipei cu astfel de experiență, un jucător care a jucat în echipa națională, care a jucat în campionatul Franței, pentru mine este un campionat, cred că cel mai greu să joci în campionatul Franței din punct de vedere al duelurilor și al combativității fizice, deci nu poate decât să mă bucure, iar în dreapta mea să îl am pe, ca președinte, pe unul dintre și colegii mei și foștii mei jucători, sunt cele mai frumoase clipe care le pot trăi ca antrenor în momentul de față. Sunt cuvinte mari, dar asta simt și sper că împreună să facem treabă și să ajungem să câștigăm măcar un trofeu anul ăsta. Eu am spus că e greu, nu, niciodată, nici nu mă gândesc și de-aia am spus că voi renunța să mă antrenez în România dacă voi lua 3 trofee până acest an. E foarte greu. Dar am speranțe că devenim din ce în ce mai puternici și cu el acum și ne putem depune candidatura, să zic așa, la câștigarea unui trofeu. În cât timp estimați că vă veți putea baza pe De mâine. Chiar la mâine? Da. Cine? O să vedeți mâine, da. E în cantonament. Ne spune domnul Șumudic că ești un jucător care a jucat la națională. Te gândești acum cu revenirea ta în fotbal. În fotbal nu se deschide foarte către națională, că toată lumea a vorbit despre atacul național în care jucăriți astea. Trebuie să o luăm încetul cu încetul. Încă n-am pus piciorul pe teren într-un meci oficial. Mai mult până departe. Trebuie ușor să revin la forma fizică cea mai bună pentru propice pentru un jucător profesionist, apoi să avem rezultate foarte bune cu întreaga echipă și abia apoi vom vedea. Însă ne bucurăm cu toții de această calificare la campionatul european, asta e cel mai important acum din punct de vedere al echipei naționale. Păi asta... Ce să vă spun acum? În momentul când l-am transferat, m-am gândit. Doar nu-l aduceam să stea pe bancă el sau să stea pe banca Alibe, care mi-a marcat foarte multe goluri, sau Budescu. Asta este filozofia mea. Voi vedea la momentul respectiv ce voi face, dar cu siguranță v-am spus, vom deveni mai puternici și eu sunt fer convins. Nu numai ca experiență, ca motivație, ca orice în sânul echipei, cât ca și... jucător în sensul că nivelul echipei va crește și cu siguranță ne va ajuta. Este un tip muncitor, un tip care atacant, care poate să bage mingea în poartă în orice moment și avem nevoie de astfel de jucători. Nu, eu sunt adeptul, ați văzut, avem cele mai multe goluri marcate din prima ligă, e adevărat că și printre cele mai multe primite, dar asta înseamnă că sunt un antrenor ofensiv. Pot să joc și cu 2 și cu 3 atacanți, vom vedea la momentul respectiv. Vreau să fie un duel între Alibe și Budescu la execuții, mă refer, care marchează un gol mai frumos, mai... Se marchează. Nu există niciun duel, o să fie un duel Astra contra echipei care o vom juca. Contează mai puțin cine înscrie, o poate face și unul dintre fundași, chiar și portarul. Unii aveau și tehnica la ei când eram în poartă. Important este echipa mai presus de oricare dintre noi. Și asta e, cred că, părerea aceasta o părtășesc și colegii mei. Nu aștept cu niciun interes. Aștept fiecare meci în parte. Îmi doresc să mă pregătesc bine, să-l fac pe Șumi să se demonstreze la antrenamente că merit să joc.
titular de pe bancă, că merg să fac parte din lotul echipei și ușor, ușor, cred că probleme de integrare nu vor fi, pentru că este un vestiar bun, un vestiar poate de cea mai mare calitate din prima ligă. Ar fi de preferat să fie plătiți la timp. Noi, în momentul de față, eu chiar vreau să-i mulțumesc public soților Nicolae, fiindcă a făcut împreună cu Dani, toți cei care vă lucru, domnul Gudur, au făcut eforturi și aproape au dus la zi echipa, plătind restanțele și față de echipă și față de staff. Deci, ușor, ușor, ne apropiem de normal și asta înseamnă liniște, e adevărat, și îți răspund, să zic așa, indirect la ceea ce m-am întrebat. Înseamnă liniște și mult mai multă concentrare, nu mai stai să te gândești la alte probleme. Probabil asta doar în procesul de instruire săptămânal, fiindcă eu nu cred că există un jucător în momentul în care pășește pe teren să gândească că mai are clubul datorii la el sau ceva de genul ăsta. Nici eu, când începe meciul, chiar dacă aveam și unele probleme financiare, eu niciodată nu m-am gândit că nu o să amprezi echipa bine sau ceva de genul ăsta. Astea sunt inerente, apar, dar trebuie să trecem peste ele. Și încă o dată țin să-i mulțumesc acestei femei care traversează o perioadă delicată. Gândiți-vă că ce probleme are, sunt o familie și a făcut eforturi extraordinare și a plătit o mare sumă de bani, ceea ce ne conferă oarecare liniște în continuare. Nico, antrenorul spune că se bazează pe cum e chiar de la acest meci cu Craiova. Cum această partidă, dacă vă intra pe teren, având în vedere că ultimul meci în care a evoluat împotriva Craiova a fost unul mai special, să spunem? Deci am înscris într-un meci care am evoluat împotriva celor de la CSU. Nu, niciun meci special, este un meci de campionat, un meci contra unei echipe foarte bune, o echipă care a trecut prin perioade bune și mai puțin bune, acum vine după o victorie frumoasă și cu atât mai frumoasă pentru ei cât a fost realizat împotriva celor de la Dinamo, dar mâine jucăm acasă, trebuie să ne facem jocul nostru și să câștigăm cele trei. Domnul nostru, cum vedeți practica aceasta, care vă zicea și întâlnirea în câștigat, sunt o față bună acum. Da, vin cu un 3-0 pe Dinamo, dar pentru mine nu este relevant acest meci și înainte au trebuit la Botoșa. Nu are nicio legătură. Dacă este vin cu un meci, nu există o echipă care să... și Panduri. Toată lumea spunea că echipa în momentul, joacă un fotbal extraordinar și cu tot respectul pentru cei de acolo, au ieșit din două competiții. Adică, eu aș prefera să joc prost, cum de altfel am făcut-o la Brașov a doua repriză, și să mă calific. Deci, pentru mine, nu sunt cel mai bucuros în momentul de față, că sunt la un pas de a-mi asigura locul de play-off, consider că suntem foarte aproape, suntem calificați în semifinale Cupei Ligii și suntem în sferturile Cupei. Vom vedea ce ne rezervă viitorul, mă refer aici la tragerea la sos, fiindcă Ligă cu paligiști, cine este următorul aniversar. În punctul ăsta de vedere sunt mulțumit. Mâine un meci greu, cu o echipă bună, o echipă care n-a luat foarte mulți jucători, tot timpul există această coeziune, au jucat foarte mult timp împreună. Probleme în apărare acum? Cine e ei? De ce s-a accidentat? E el sau ce? Au soluții, lui Trașie, care au soluții, nu-i problemă, da? Să revenim noi la ceea ce am jucat acum câteva etape și să avem aceeași plăcere de a juca și cu siguranță nu vom avea probleme. Dacă vom intra mâine în capacitate 100% cum am făcut-o în trecut, consider că putem câștiga acest meci. Asta fiind pe primul loc liber, toată lumea spune, ne luptăm cu Astra pentru. Astra cu cine se luptă în momentul acesta? Dumneavoastră pe cine vedeți? Că vorbeam despre Anduri, despre cum arată Dinamo. Nu, noi ne luptăm cu noi și nu avem cu cine. Sunt echipe bune, le respectăm, dar nu găsesc așa un adversar. V-am mai spus. După 26 de etape, după sezonul ăsta regular, se vor înjumătăți punctele și cei de pe locul 6 vor avea șanse să ia campionat. Pentru mine, contează să ajung acolo, în play-off și să ajung bine în primăvară. Va fi enorm de importantă perioada de pregătire. Fiindcă e un alt campionat, este ceva inedit. Deci, probabil, sunt vreo
hai să zic, 7-8 echipe maxim care se bat pe cele 6 locuri.